Vă salut cu pacea Domnului și vă invit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi, contra curentului. Vă puteți permite să nu luați în considerare veșnicia? Vă puteți permite să vă lăsați duși de curent și să trăiți indiferenți față de Dumnezeu? Ce ar trebui să spunem? Textul de memorat îl găsim în Psalmi, capitolul 19, cu versetul 14. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și ispăvitorul meu. Secțiunea 1. Dumnezeu a revărsat cu generozitate numeroase daruri minunate asupra familiei umane. Cu toate că darurile sale sunt importante, niciun dar nu este mai important decât darul vorbirii. În Proverbe, capitolul 18, cu versetul 21, citim: moartea și viața sunt în puterea limbii. Ceea ce spunem îi poate răni pe alți oameni sau le poate aduce vindecare. Proverbe 12, cu 18: cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Cuvintele noastre nu pot doar să-i rănească sau să-i ajute pe alții, ele ne pot răni sau ne pot ajuta și pe noi. Proverbe 18 cu 7: gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Nu-i de mirare că vocea inspirată ne-a spus: dintre toate darurile pe care le-a dat Dumnezeu omului, nicio binecuvântare nu este mai nobilă sau mai importantă decât darul vorbirii, dacă este sfințit de Duhul Sfânt. Cu toate că pot fi o mare binecuvântare, cuvintele pot avea de asemenea o putere de neegalat în a distruge pe scară largă și pe termen lung. În Iacov, capitolul 3, cu versetele 5 și 6, găsim scris: iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Discursurile pot promova pacea și unitatea, de asemenea pot provoca șciziuni, pot crea sentimente de înstrăinare între foști prieteni și pot stârni conflicte și războaie. În Proverbe, capitolul 15, cu versetul 1, găsim scris: un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Proverbe 16 cu 24: cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Cuvintele ne dezvăluie gândurile, căci din prisosul inimii vorbește gura. Cuvintele dezvăluie de asemenea ce anume vizionăm și ce anume ascultăm, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Ținând cont că ne dezvăluie caracterul și au o atât de mare influență, atât de partea răului, cât și de partea binelui, Dumnezeu dă cuvintelor o mare importanță la judecată. De fapt, cuvintele noastre ne vor hotărâ destinul veșnic. Iisus a spus în Matei 12 cu 36 și 37: vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Nu ne putem controla cuvintele punându-ne un filtru peste gură. În Iacov, capitolul 3, cu versetul 8, găsim scris: limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte.
Fântâna trebuie să fie curățată înainte dacă vrem ca vorbirea noastră să fie curată. În Matei, capitolul 12, cu versetele 34 și 35, găsim scris: Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Noi începem să vorbim corespunzător atunci când ne predăm în totalitate cuvântului lui Dumnezeu și începem să-L ascultăm. Dumnezeu ne spune, Deuteronom 4:1, Ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Când cuvântul lui Dumnezeu ne umple inimile, din gura noastră vor curge râuri de apă vie, înviorătoare, vindecătoare și alinătoare pentru cei din jurul nostru, iar acest semn este distinctiv pentru creștinul autentic. Iacov 1:26 găsim scris: Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Întrebările de la secțiunea 1. Biblia spune că suntem mântuiți prin har, prin credință. Explică atunci cum, în conformitate cu Matei 12, cu 36 și 37, suntem judecați după cuvintele noastre. Enumără câteva istorisiri din Biblie care ilustrează puterea cuvintelor, fie bune, fie rele. Secțiunea 2. Logopedia este o ramură a pedagogiei speciale și am putea spune și a medicinii, destinată asistării oamenilor cu probleme de vorbire. Terapeuții își ajută pacienții cu dificultăți de vorbire cu instrucțiuni, teorii și exerciții, astfel încât aceștia să câștige abilități de comunicare cât de repede se poate. Putem spune că Dumnezeu este marele logoped. El a dedicat multe resurse pentru a ajuta creștinii în problemele lor de vorbire spirituală. Mai se vorbea greu. El i-a spus lui Dumnezeu, vorba și limba îmi sunt încurcate. Dumnezeu i-a răspuns lui Moise cu o făgăduință care este valabilă și pentru noi. Exod 12 cu versetele 11 și 12. Cine a făcut gura omului? Oare nu eu, Domnul? Du-te dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. De asemenea, Dumnezeu ne învață cum ar trebui să vorbim. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de instrucțiuni care nu doar ne vor învăța ce să spunem, dar ne va oferi și puterea necesară ca să o facem. Prin puterea creatoare a cuvântului lui Dumnezeu, toate obiceiurile noastre greșite, legate de vorbire, pot fi îndepărtate. Moise era lângă muntele Sinai, supraveghându-și turma când Dumnezeu i-a promis că o să-l învețe ce să spună. Dumnezeu și-a ținut promisiunea față de Moise. El l-a instruit ce să spună și i-a dat și puterea să o facă. Un an mai târziu, Moise, conducând acum un popor în locul turmei de oi, s-a întors la muntele Sinai, iar Dumnezeu i-a dat cele mai importante învățături în cele 10 porunci. Porunca 3-a este dedicată în întregime vorbirii. Exodul 20:7 găsim scris, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Același Dumnezeu care a controlat limba unui măgar și i-a dat darul vorbirii, vrea să controleze și limba noastră. El a promis că va fi logopedul nostru spiritual personal. Ai dezvoltat obiceiuri rele în ce privește vorbirea? Vorbirea ta spirituală este afectată de blesteme și de înjurături? Poți găsi vindecarea și puterea transformării în cuvântul lui Dumnezeu? Nu există nici măcar un singur obicei rău de vorbire pe care cuvântul lui Dumnezeu
să nu-l poată schimba, deoarece creatorul gurii este dispus să ne controleze gura, împiedicându-ne să rostim cuvinte pe care nu ar trebui să le spunem. Gândește-te o clipă la porunca a treia. Ea ne vorbește despre o modalitate prin care ne putem arăta dragostea față de Dumnezeu. Nu folosi niciodată numele Lui într-un mod mânios, lipsit de evlavie, repetitiv sau ca pe o banalitate. Această poruncă interzice și cuvintele lipsite de sens pe care lumea le folosește în locul numelui Lui Dumnezeu. Biblia ne spune că ascultarea de poruncile Lui Dumnezeu atrage o mare răsplată. Unul dintre pionerii bisericii adventiste de ziua a șaptea a fost capitanul Joseph Bates. El a fost printre primii care au descoperit câteva dintre binecuvântările pe care le aduce ascultarea de această poruncă. Capitanul Bates a crescut într-un oraș pescăresc, devenind marinar la vârsta de 12 ani. Marinarii sunt renumiți pentru limbajul plin de înjurături și nu a trecut mult până când Bates a adoptat acest obicei rău. Pe măsură ce Dumnezeu a început să lucreze asupra inimii lui, și-a dat seama că blestemele și înjurăturile sunt greșite și cu ajutorul lui Dumnezeu a reușit să rezolve această deficiență. Și noi putem lua aceeași decizie. Haideți să decidem că nu vom mai păcătui împotriva lui Dumnezeu cu gurile noastre. Nu putem întotdeauna să împiedicăm gândurile care ne vin în minte ca niște ispite, dar putem să ne opunem vrășmașului astfel încât să nu le rostim. Dumnezeu a făcut cu gura lui Bates și acest obicei a fost eliminat din vorbirea lui, în timp ce Bates a ajuns capitan de vas. Când pleca în călătorie, își surprindea marinarii anunțându-i că înjurăturile nu aveau să fie permise. La început, unii dintre marinari au fost nemulțumiți de această regulă, dar în curând au observat cu toții pacea și armonia de la bordul vasului și au cerut să participe și la următoarea călătorie, avându-l capitan pe Bates. Haideți să ascultăm întrebările de la secțiunea 2. În Biblie, Dumnezeu ne învață ce ar trebui să spunem și ce nu. Ce ne învață următoarele versete despre cuvintele noastre? Citiți Leviticul 19 cu 16, Psalmi 15, 89 cu 1, Proverbe 10 cu 19, Efeseni 4 cu 29, 5 cu 3 și 4, Iacov cu 1 și 19, 3 cu 1 și 12. În Cartea Proverbelor se spune multe despre darul vorbirii. Alerge orice capitol din Proverbe de la 10 la 31 și rezumă ce se amintește aici despre cuvintele noastre. Secțiunea 3. Cuvintele nu sunt folosite doar ca să vorbim, ci și ca să gândim. Poruncile care se adresează cuvintelor pe care le rostim se adresează și cuvintelor pe care le gândim. Haideți să ascultăm Matei 12 cu 34. Din prisosul inimii vorbește gura. Putem controla cuvintele pe care le spunem doar când Dumnezeu ne controlează gândurile. David spune, Psalmi 19 cu versetul 14. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Porunca a treia nu este singura ce se ocupă în mod special de vorbire. Porunca a noua este un alt dar al lui Dumnezeu venit să ne vindece deficiențele din vorbirea spirituală. Exod 20 cu 16. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Fiecare gând pe care îl avem este fie adevărat, fie fals. Fiecare propoziție pe care o rostim este fie onestă, fie necinstită. Porunca aceasta ne spune să dăm dovadă de dragoste față de semenii noștri, având gânduri curate față de ei și spunând adevărul.
Proverbe 12:22. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Pentru a spune adevărul, nu trebuie să ascultăm minciuni. Proverbe 17:4. Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. În cuvântul său, Dumnezeu a oferit rețete eficiente pentru problemele noastre diverse legate de vorbire. Observă ce neajunsuri în vorbire tratează laudele. Efeseni 5:4. Să nu se audă niciun cuvânt porcos, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Alte anomalii din vorbire sunt depășite prin bunătate și prin compasiune. Efeseni 4:31-32. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Prețuirea cuvântului lui Dumnezeu și împărtășirea lui cu alții vindecă o altă serie de defecte în vorbirea spirituală. Filipeni 2:13-16. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ținând sus cuvântul vieții. Cum cuvintele pe care le rostim încurajează sentimentele care le-au determinat, aceasta înseamnă că nu ar trebui să vorbim când suntem mânioși. Proverbe 29:12. Când cel ce stăpânește de ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Atunci când se știe că există o cameră video care înregistrează ce se întâmplă, activitatea infracțională scade. La fel, cuvintele noastre ar trebui să se schimbe pe măsură ce medităm la judecată și realizăm că fiecare gând și fiecare cuvânt sunt înregistrate. În Psalm, capitolul 139:4, găsim scris: căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Cu perseverență, Dumnezeu ne-a promis biruința. Nu fiți descurajați dacă la început eșuați. Nu renunțați la luptă dacă limba își urmează traseul obișnuit de câteva ori când nu sunteți vigilenți. Îndreptați-vă atenția spre Dumnezeu și rugați-L să vă întărească și veți primi putere. Întrebările de la secțiunea 3. Citiți numeri 13:25, 14:38. Rezumați consecințele minciunilor și ale vorbelor rele, atât pentru cel care le rostește, cât și pentru cel care le aude. Cuvintele pe care le rostim încurajează sentimentele care le-au determinat. Dă un exemplu despre cum ai experimentat adevărul acestei afirmații. Darul vorbirii este un talent prețios. Dați-i slavă lui Dumnezeu rostind cuvintele potrivite. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi! Thank you.